beni bir mısırası. Cam mult aștept. Și știi de unde vine? Din Florida, cred. Ce să faci? Așa e. Birocrație, birocrație. Noi ne cerem la ei, nu ei la noi. Aici, dacă nu ne primează nici mâine, nici azi, trebuie să venim luni. La protest. La ambasada americană, de ce nu primesc petiție? Da, nu primesc petiție de la cetățenii Republicii Moldova, în favoarea cetățenilor americani. Da. Ermetică, reprezentanță diplomatică. Nu găsesc șefă acolo. Ei vă știi, dar fără șef nu fac nimic. Sau e o situație, știi, de excepție. Că am venit noi doi și eu cu cască și cu bicicletă. Tamam, cum am zis eu, numai o să plec și o să te primească. Da. S-a luat documentul? Nu, a zis că categoric nu primesc documentul, a zis că dacă vreau, să-l trimit prin poștă. Dar eu am zis că eu îmi trebuie dovadă că documentul a fost primit. Cu semnătura unui colaborator sau ștampil. A zis că e așa ceva nu practic și asta este interzis. A, uite, ambasada americană. A zis că fă ce vrei. Aproape m-au dat de umeri afară. Și ce ai de gând? O să o trimit pe poștă. Și o să vedem, deci, cum o să am dovadă. Dovadă așa le pasă lor de cetățeanul american. Da, ei au încercat să afle ce-ți conțin în acest, dar care e problema? Referitor la un cetățean american. Ei nu-i interesat, da. Da. Bun.